Salut! Salutatori! Voi face citirea tarotului pentru. Asta a căzut prima. Citirea tarotului pentru săptămâna 24-30 octombrie o săptămână cu luna nouă, dar și cu eclipsa de soare parțială, vizibilă și la noi din țară. Aveți runele, aveți spatul, tarotului ermetic pentru această eclipsă, care ne influențează mai mult decât luna nouă. Și bineînțeles, tot ce este legat de eclipsă am spus acolo. Bun, deci haideți să vedem acum săptămâna aceasta ce va duce vouă nou, ce evenimente veți avea în această săptămână. Rivalității. Este ca un fel de concurență concurență între firme, concurență în a face ceva, aveți așa o chestie mici, bârfe, mici, răutăți, o luptă, ca o luptă este, ca o rivalitate tot timpul. Voi e pusă prima. Doamne, trei arcane majore. Asta e pe resurse. Să punem și resursele și să le discutăm fiecare în parte. Am rămas surprinsă când am văzut trei arcane majore. Odată. Rar apar. Deci, voi, este chiar tot ce depinde de voi să știți. Vă doriți norocul. Sunteți așa încrezători, plini de speranțe, că vă surde și vă odată norocul. Dar această roată a norocului, ea poate să fie în avantajul vostru sau nu. Am putea spune că sfatul arcanei este: doriți-vă ce este posibil, doriți-vă ce este drept, ce este adevărat, ce este corect. Ascundeți-vă scopurile și fiți fermi în atitudinea voastră, astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi și veți primi în final cheia puterii în palma voastră. Acesta este principalul aspect pentru acest, pentru voi. Ca orice om, nu doriți fericirea. Fie că vreți să iubiți, fie că e vorba de iubire, pornirea pe un drum, fiindcă aici aveți un drum de parcurs o cale, sau educația unui copil, sau o activitate creativă, sau un hobby, sau jocuri, distracție, orice, este multă nesiguranță persoane care vă întind capcane, vă mint, vă lingușesc, unele nepăsătoare, cum sunt racii, dar și acest un câine și un lup. Drumul vostru obligatoriu trece printre ei, dacă observați. Nu puteți să-i ocoliți. Sfatul arcanei este, dacă nu aveți cum și trebuie să faceți acest lucru, atunci, în cel puțin, Observați și acționați în consecință. În ceea ce privește cunoașterea, aveți sacrificatul. Stacnare. Ținuți în stacnare de persoane care consideră că voi ați ajutat pe cineva, că voi ați făcut nu știu ce, dar cert este că nu puteți să le schimbați concepțiile. Nu puteți să vă eliberați din această stagnare, fiindcă este impusă de ele, de aceste persoane. Singura voastră soluție este să vă schimbați voi concepțiile, schimbați-vă concepțiile și vă puteți elibera din această postură de sacrificat. În ceea ce privește resursele. În resursele, voi așteptați, așteptați să vină binele spre voi, așteptați să vi se împlinească o dorință, așteptați să vină divinitatea și să vă aducă această cupă cu o a unor resurse, a unor bunuri materiale. Sunteți în așteptare, nu întreprindeți nimic, nu faceți nimic decât așteptați. La locul de muncă, s-ar părea că aveți un prinț de monede. Poate fi vorba de un partener de afaceri, un coleg, un șef, sau uh, puteți fi chiar voi dacă aveți ascendentul, uh, și sunteți bărbați în fecioară. Este un bărbat cu ascendent, zodia în fecioară. Un bărbat care depune multe eforturi, face multe lucruri astfel încât să obțină resurse și se descurcă. Încet, încet se descurcă și acumulează. Este un aspect destul de benefic, acest prinț de monede. În ceea ce privește cariera voastră, am putea spune că în cariera voastră, în menirea voastră, ați depus multe eforturi. Aveți aici opt cupe așezate în ordine, sunt toate cupe pline cu eforturile voastre, cu sacrificiile voastre, dar totuși nu ați primit ceea ce ați dorit. Vă gândiți parcă să priviți spre viitor, vă gândiți să vă retrageți, vă gândiți să schimbați ceva. Cam acesta ar fi acest opt de cupe. Deci o nemulțumire. Comunicare, contracte, asocieri, procese, relații. În comunicarea voastră cu frați-surori, veri, verișoare, vecini, vă gândiți să luați o schimbare. O schimbare care să vă aducă echilibru, să vă aducă liniștea, să vă aducă uh, apel liniștite. Deci, să fiți într-o postură de liniște, calm, tact, diplomație, totul să fie plăcut. În această comunicare, în un contract sau poate în un proces, arătați iubirea voastră. Iubire față de aproape, iubire față de persoana iubită, poate fi și o logotnă, iubire față de divinitate. Este o stare de beatitudine, de iubire pe care o arătați față de ceilalți. Și în relațiile cu prietenii aveți totuși blocaje cu prieteni, cu protectori, cu asociații profesionale și arătați că de fapt aceste blocaje pot fi depășite de voi dacă sunteți fermi și corecți. Acasă schimbare și sacrificiu. În această zona căminului, a familiei, s-ar părea că trebuie să faceți niște economii. Să vă descurcați cu o sumă mai mică de bani. Sau să păstrați niște bani pentru niște investiții. Este cert tendința aceea de a economisi, de a face mici economii. Și 9 de bâte care arată, în primul rând, blocajele pe care le aveți. Aceste blocaje vă aduc, totuși, solicitări. Sunteți preocupat să depășiți aceste blocaje. Puteți să faceți acest lucru. Dar trebuie să vă folosiți foarte mult energia, hotărârea, curajul. Deci nu este un moment ușor, este un moment destul de solicitant pentru voi și puteți, în final, să vă descurcați. Și uh, revin puțin la acest patru de monede. Poate, fi să, poate să reprezinte și ceva din trecut care vă influențează și trebuie să faceți neapărat niște plăți. Cam acesta ar fi aspectul. 6 de monede. Generozitatea voastră este un aspect legat de sacrificiu vostru. Ați vrut să fiți generoși cu ceilalți, dar poate că voi nu ați primit din partea lor același lucru, generozitate. Sau poate acum veți primi Generozitatea unei persoane care vă ajută să depășiți o situație dificilă. Poate că sunteți într-o situație dificilă și primiți această generozitate. Este un șase de monede, un sprijin, poate un sprijin să vă ajute să arătați ceea ce puteți să faceți din punct de vedere profesional sau să vă afirmați profesional. Deci este un aspect benefic, generozitatea. Țineți cont de faptul că, în primul rând, voi săgetătorii, aveți acest aspect pe voi, dorința voastră să aveți și voi noroc, dar s-ar putea să intrați cu această dorință de noroc în luna, deci în relații care sunt destul de tensionate, în relații care vă epuizează și chiar vă scot țapi spășitor. Eu vă doresc totuși o săptămână frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.